YouTube, aici Antonie Denis și azi am pentru voi un alt video. Așa cum probabil ați văzut la mine pe canal, v-am arătat ce e nou în iOS 10. Eu am deja iOS 10 pe telefonul meu. Toată v-am arătat și ce aplicații folosesc pe acest telefon, deci dacă vreți să vedeți, puteți să intrați în linkul din descriere să vă uitați. Și da, este un telefon roz cu o față neagră, de fapt nu e o față, e o folie la care am făcut review și o să-i fac și giveaway, din nou review în descriere, intrați și uitați-vă și la ăla dacă vreți. Mulți dintre voi m-ați rugat să vă arăt cum se instalează acest iOS 10 pe telefonul, iPod-ul sau iPad-ul vostru și cu toate că telefonul meu este înregistrat cu un cont de developer și este făcut update-ul oficial, am găsit într-un alt tutorial făcut de Everything Apple Pro o metodă de a face acest update și am decis să vă arăt cum se face. Vreau doar să vă zic că faceți asta pe riscul vostru, eu nu recomand modul ăsta, eu recomand să plătiți un cont de developer și să faceți varianta oficială cum l-am făcut-o eu. Metoda asta merge și dacă nu aveți un telefon înregistrat cu un cont de developer, deci puteți cu un telefon normal să faceți update-ul ăsta, dar dacă pățiți ceva, vă bricuiți telefonul, greșiți ceva și se blochează telefonul, trebuie să știți că faceți asta pe riscul vostru. Eu fac acest video cu scop de divertisment și nu mi-asum niciun risc pentru telefonul, iPad-ul sau iPod-ul vostru. Acestea fiind zise, tot ce trebuie să faceți este să aveți un telefon cu iOS 9 sau 8 sau ce iOS ați avea voi. Eu am deja iOS 10, dar e tot aia, pentru că oricum nu o să-l instalez, vă arăt doar ce trebuie să faceți. Trebuie să intrați în Safari și să introduceți linkul din descriere. Da, este în descriere, linkul îl găsiți și dați Enter și o să vă apare chestia asta. Dacă aveți iPhone, alegeți iPhone, dați click pe el și vă va instala acest profil, îi dați Install și o să vrea un restart. Îi dați restart, ok, și după ce pornește telefonul puteți să intrați la setări, mergeți la general, software update și în cazul meu eu nu o să am niciun update pentru că am deja iOS 10, dar voi veți vedea aici un update available la iOS 10, îi dați install, next, next și o să-și dea restart telefonul și o să aveți pe el iOS 10. În cazul în care nu merge, mai dați o dată restart la telefon și o să meargă, poate să zică checking for updates mult timp, dați un restart și o să meargă. Mie nu merge pentru că am deja iOS 10-le și nu mai am ce update să-i fac, am ultima variantă actuală, dar practic asta e tot ce trebuie să faceți pentru a pune iOS 10. Dacă vreți să faceți downgrade după aia de la iOS 10 la iOS 9, o să fac un video și despre asta și o să apară la mine pe canal. Oricum nu uitați să apăsați like, share, subscribe, eu sunt Denis și vă mulțumesc pentru că v-ați uitat și la acest video, ne vedem în videoul următor, la revedere!